A fost un masterclass care, ce să spun, m-a emoționat enorm. Am fost atât de impresionată încât știi că m-a pus și plânsul la final. De întâlnire cu cineva la restaurant. Știi? La început, în primul stadiu al relației, cred că este chiar foarte ok. Știi că dacă ai nevoie să fugi, știi? Cred că nu există un lucru mai nasol decât să vezi 300 de e-mail-uri unread. Înțelegi? Dintre care Și să 299 fii disperat. neinteresante pentru tine. Exact, și care nu te privesc, știi, până la urmă. Nu știu, o carte îmbrăcată în, nu știu, copeți de piele, așa groasă sau așa, și există un cod. Le dăm vestea? Le dăm vestea? Da. Nu există un cod scris. Asculți podcastul Eticheta fără eu, un podcast cu sfaturi sănătoase de etichetă pentru acasă, la birou sau în societate. Salut! Eu sunt Adrian Murariu și sunt pasionat de comunicare, etichetă și protocol în afaceri. În acest podcast vreau să-ți ofer informațiile care te vor ajuta să navighezi cu politețe, tact și considerație situațiile de zi cu zi, astfel încât tu să ai un brand personal de top și o reputație impecabilă. Dacă ești nou pe aici, nu uita să te abonezi ca să fii notificat atunci când public episoade noi. Salutare, salutare și bine v-am regăsit la un episod al podcastului Eticheta fără euri. Înregistrez astăzi un episod pe care voiam de mult să-l fac, și anume să răspund la întrebările voastre. Dar, ca să fac acest lucru, am un invitat nou în grila de programe, ca să zic așa. Este vorba de Irina. Și nici nu știu cum să fac, să spun eu câteva lucruri, Irina, despre tine și apoi să te las pe tine sau te las pe tine direct. Păi te las pe tine să mă prezinți un pic dacă vrei și mai completez eu dacă e. Păi îți dai seama că eu nu am cum să te prezint complet. Eu am să încep cu începutul, și anume de unde ne cunoaștem. Ne cunoaștem de la unul din masterclass-urile pe care le-am organizat. Și asta îmi place mie foarte mult la masterclass-uri, că intrăm necunoscuți și ieșim de mai tot timpul, ieșim prieteni, adică ne împrietenim foarte bine. Exact. Participanții cu organizatorii, participanții între ei și așa mai departe. Și acolo ne-am cunoscut, practic, acum aproape un an de zile. Și vorbeam înainte de a da record aici că nici nu știm cum a trecut timpul, mai ales că între timp am mai făcut masterclass. Deci dacă măsori timpul în, nu știu, evenimente importante, în realizări, îți dai seama că trece foarte repede. Cel puțin așa da. Mi se pare mie. Da. Mai ales ultimii 2 ani. Ultimii 2 ani, da. Dar să nu mai zic că la mine 2020 parcă nici n-a existat în calendar. Și cred că și se întâmplă la fel și pentru alte persoane, pentru că, uite, să-ți dau un exemplu. Săptămâna trecută discutam cu cineva despre sport, mă rog, despre box mai exact. Am început și eu de vreo 2 săptămâni să lovesc sacul, nu să fac box, că e mult spus fac box, dar lovesc sacul și am pe cineva care mă antrenează. Și întreb pe cineva de la locul de antrenament: tu de cât timp faci box? Și îmi zice: de un an de zile. Și zic: a, vara trecută te-ai apucat? Și zice: nu, în 2019. Păi și zic: sunt 2 ani de zile. A. Deci cam așa e 2020 în mintea oamenilor. Total șters. N-a fost în calendar. Da. Dar ca să revin la mica mare introducere. Așa, acolo ne-am cunoscut. Eu acum registrez din Franța și tu din state, ceea ce mi se pare super tare, ești de peste ocean. Deci locuiești acolo de ceva vreme și ne spui tu de câtă vreme locuiești. Și ce am apreciat eu extrem de mult la tine este că după masterclass, bine, pe lângă am aflat că avem practic, provenim cam din aceeași regiune istorică a României. Ce am apreciat foarte mult este că te-ai oferit să ne ajuți și să te implici mai mult în a răspândi
aceste cunoștințe despre etichetă pe care tu le-ai învățat la masterclass, bine, aveai și dinainte, să fim serioși, poate ai mai învățat ceva la masterclass, ne spui imediat, dar ai mai învățat câte ceva la masterclass și acum te-ai oferit să răspundești aceste informații mai departe și practic tu ești cea care administrează contul de Instagram etichettraining.ro. Și acum aplauze. Cred că acum folosim o aplicație nouă pentru a registra și acum, uite, hai să-ți arăt că putem să punem aplauze. Are you serious? Cred că da, ia să vedem. Se aude? Wow. Așa. Fascinating. Și acum se va prezenta. Da, stai puțin, că trebuie să mă folosesc de jucărie, dacă tot am jucărie nouă. Atenție, se prezintă Irina. Go ahead. Ok, wow. Ok, da. Deci, mă numesc Irina. Irina Preda, de fapt. N-am luat numele soțului. Ne-am căsătorit în Montreal și n-am putut să iau numele soțului. Imaginează-ți, prin lege. Deci așa este acolo. Ții numele de fată. Și de 6 ani sunt în Statele Unite. Am urmat soțul care este cetățean american. Este... un american gen BG, de fapt, dar nu chiar, în sensul că este un pic atipic și este foarte curios despre culturile din afara Americii. Și l-am urmat, n-aveam ce să fac și de 6 ani suntem în Atlanta, după ce în prealabil am stat în Montreal. Eu am plecat în Montreal în România imediat după ce am terminat facultatea. Ce am terminat facultatea și da. Știi cum e viața asta? Că eu trebuia să fiu de fapt translator și profesor în România după ce am terminat facultatea și am găsit, de fapt tata mi-a adus un anunț unde se căutau imigranți. Se căutau imigranți, înțelegi? Și am aplicat emigrați pentru Canada și am aplicat și nu m-am gândit niciodată că de fapt voi fi și acceptată, pentru că în general erau preferate familiile, iar eram singură la vremea aia. Uh-huh. Și am aplicat, am fost acceptată, m-am trezit cu rezidența și m-am mutat și am luat-o de la zero. Și am stat în Canada destul de mult timp, aproape 15 ani. Wow! Da, Cum a fost tranziția? Cum a fost când ai ajuns? Deci șocul cultural este enorm. Deci gândește-te că noi suntem o țară mică, a fost o țară comunistă. De ce să nu? Trebuie să spunem, da. Din țesătura noastră, nu? Și gândește-te că m-am trezit într-o țară enormă, cu o grămadă de culturi, cu o grămadă de legi, ceea ce este bine, este foarte bine, un sistem legislativ foarte puternic. Știi care e chestia? Că atunci când ești tânăr, ai mai puțină anxietate, cred. Pentru că, vezi tu, nu m-a speriat mișcarea asta, dimpotrivă, eram extrem de entuziasmată și dornică să învăț. Știi? Și am învățat foarte, foarte mult. Deci Canada, România este, bineînțeles, țara mea de suflet, adică indiferent de cu bune și cu rele, știi cum e. Dar Canada este, am foarte mare respect pentru Canada, pentru că este țara care efectiv m-a crescut. Înțelegi? Adică am învățat foarte, foarte multe lucruri care în România nu există. Deci îmi pare rău să spun, acum sunt, dar când am plecat eu acum aproape 20 de ani, nu erau. Adică nu era noțiunea asta de give back to the community, de exemplu. În Canada, treaba asta este, cum să zic, împământenită. Adică, dă-ne un exemplu mai concret. Un exemplu mai concret, de exemplu, companiile mari, da? Deci, cred că aproape toate companiile mari au un departament de, se numește Community Investment, adică investiții în comunitate. Ce înseamnă asta?
au un anumit buget pe care îl alocă donațiilor sau sponsorizărilor către anumite cauze. Și am fost expusă la treaba asta întâmplător, pentru că fiind singură în Canada, nu prea aveam ce să fac și atunci mă voluntariam ca să cunosc lume, dar îmi și plăcea, și că nu neapărat ca să socializez, că de fapt sunt destul de introvertită, sunt semi-introvertită, în sensul că nu o să mă vezi la petreceri sau... Nu prea, adică eu mă simt mult mai bine la în interacțiuni one-on-one, știi, decât socializing. Bineînțeles că am fost la petreceri și, na, îți dai seama, și cu la vârsta respectivă, na, 20 ceva de ani, deci este imposibil să nu. Dar îmi plăceau foarte mult acțiunile astea și evenimentele astea și nu rata niciunul. Deci niciunul, știi cum, toate le-am luat. Și îmi plăcea pentru că îmi dădea o mare satisfacție și un fel de, e un privilegiu, în primul rând, să poți să dai și să poți să te voluntariezi, să fii voluntar, știi, nu știu dacă am ales bine cuvântul, dar să fii voluntar, este un privilegiu. Și îmi dădea un sens de accomplishment, ca să zic așa, și mă simțeam bine, mă făcea fericită. Împlinită, te simțeai împlinită. Împlinită, exact, știi, și am cunoscut o grămadă de oameni interesanți, plus că m-a educat treaba asta, pentru că, știi, interacționez cu persoane de la diferite nivele, da? Adică, mai ales la acțiunile astea de voluntariat, strângeri de fonduri, interacționez cu oameni la un nivel mediu în companie și până la CEO, you know? Adică, îi vezi, dar într-un alt cadru, știi? Și atunci, latura umană iese altfel la suprafață decât în interacțiunile alea de la job. Și da, pentru mine treaba asta a contat foarte mult și m-a îmbogățit enorm, sincer. Și americanii sunt de fapt la fel, apropo, au o cultură în sensul ăsta, dar mi s-a părut că canadienii sunt mult mai mult, sunt mult deasupra lor. Cred că americanii au mult mai mult organizații non-profit și trebuie de genul ăsta, dar canadienii e un alt nivel, în sensul că comunitatea este mult mai motivată și încurajată să se implice, știi? Și o altă chestie pe care am observat-o, bineînțeles, este o observație personală, mi s-a părut foarte interesant că în Canada sunt foarte multe comunități, comunități de greci, italieni, români, bineînțeles, foarte mulți libanezi, foarte mulți evrei, da? E, când întrebi un om ce ești, știi, sau what's your background, da? Deși omul ăla s-a născut în Canada, o să zică că ori e italian, ori e libanez, ori e armean, înțelegi? Deci foarte interesant. E, aici e fix invers în Atlanta. Sau, mă rog, în Statele Unite. S-au născut aici un background, eu știu, latino-american. Sau asiatic, da? Avem o comunitate foarte puternică de coreeni, sud-coreeni și vietnamezi. Ei, când îi întrebi eu ce sunt, da? What's your background? Oh, born and raised here. Știi, adică sunt născut și crescut aici. Nu, deci, e altfel. Cred că sunt mult mai asimilați aici. Adică nu sunt un fel de gaslighting, ca să zic așa? Poate de Canada, unde te cam lasă să îți păstrezi tradițiile și să-ți păstrezi identitatea, știi, culturală. E foarte interesant, știi, pentru că sunt două nații care sunt mereu pe picior de egalitate și comparabile, că Canada e sora mai mică a Statelor Unite, în ochii multora. Dar vezi tu, sunt totuși diferențe culturale enorme. E, deci după atâția am petrecut în Canada, soțul nu s-a adaptat de nicio culoare, el s-a mutat pentru mine, de fapt, și am stat 3 ani împreună în Montreal și nu i-a plăcut din mai multe motive. În primul rând, faptul că quebecoși și francezi sunt ultranaționaliști, deci ultranaționaliști, deci nu o să-ți vorbească engleză, să-i fiși cu ceară, dacă, adică, păi, știu foarte bine, sunt foarte la curent, pentru că colegul meu de birou este canadian, quebecois, așa,
Și exact cum zici tu, inclusiv cu limba engleză, dar uite, de exemplu, trebuie la servici, dar și acolo, și acolo amestecă. Adică o da, să înceapă fraza în engleză și termină în franceză, știi, ceva de genul. Da, da, da. Dar nu e franceză, franceză, e joal, de fapt, dar asta e altă treabă. Da, da. Bine, eu acum îmi permit să fac multe glume cu colegul meu și sunt destul de apropiat și prieteni. Și are un respect enorm pentru Franța și a fost foarte bucuros că a avut ocazia să vină să locuiască aici în Franța, să vină din Canada și să locuiască aici în Franța. Da, nu mai continui, că aș putea să stăm tot un episod întreg să vorbim despre... pentru un alt episod. Poate, da. Vorbiște diferențele culturale, știi că ar fi interesant. Dar, da, nu știu, i-au făcut adaptarea mult mai greoaie și este și vremea care, adică, știi, 6 luni de iarnă e greu, e foarte greu. Și iarnă serioasă. Și iarnă, adică serioasă, în sensul de, știi, te duci și nu-ți găsești mașina. Ceva de genul, știi, pentru că este îngropată în zăpadă. Da, de dat la zăpadă. Și după 3 ani ne-am mutat, am găsit un job aici, ne-am mutat cu jobul. Și suntem în Atlanta de 2015, deci 6 ani. Da. Deja. Wow, deci nici nu bine să cred că au trecut atât de repede, știi? Dar la asta vreau să ajung, faptul că eu nu m-am simțit ca peștele în apă în Atlanta, înțelegi? Și atunci am încercat să identific motivele și așa am ajuns la voi, de fapt. Fast forward, așa ai ajuns la noi, da. Fast forward, așa am ajuns să vă cunosc pe voi. De fapt, am cunoscut-o pe Andreea, care este extraordinară. Și am avut un curs în privat cu ea despre diferențele culturale și cum ar putea să mă ajute să mă adaptez un pic mai ușor la cultura americană, pentru că este foarte diferită de cea canadiană. Eu n-am simțit nevoia să mă adaptez în Canada. Înțelegi? Asta e că... Ai putut să fii tu, cu background-ul tău. Eu și m-am adaptat foarte ușor, adică, știi, după... ceva timp lucrasem, bineînțeles, știi, bula mea, că na, toți avem bule, tot, bineînțeles, știi? Și eram foarte fericită și mulțumită, adică, ți-am zis, aveam niște satisfacții care, știi, de genul, știi, voluntariat sau... aveam prietenii mei, cercul meu, nu sunt genul de persoană care să aibă 1000 de persoane în lista de prieteni, în primul rând. Și în al doilea rând sunt foarte selectivă, în sensul că trebuie să fiu pe aceeași lungime de undă, trebuie să învăț, știi? Și trebuie să pot să am o conversație cu cineva, pentru că dacă vorbim chestii de suprafață, pe mine asta nu mă motivează să pursue a relationship, știi? Da. Și ne-am mutat aici și am avut cursul cu Andreea, după care, pe contul ei de Instagram, unde am și început să urmăresc și pe care urmăresc mereu, am văzut reclama la masterclass și am zis, oh my god, am semnat pentru el imediat, deci... nici n-am stat pe gânduri. Nici n-ai clipit. Eu n-am dat seama că de fapt sunt 6-7 ore diferență, știi, când am semnat și am zis, cum o să particip eu la treaba asta? Pentru că noi și începem... Încă două ochii în barbă! Știu, ne aduc aminte. Pentru că noi începem pentru weekend, am putea spune că destul de dimineață. Da. Da, care la mine este 2 noaptea. Știi? Ai făcut un efort. Da, a fost foarte fain că voi ați fost extrem de drăguți și m-ați lăsat să iau 5 ore de somn, da? După am revenit la curs. Da. Și plus că am înregistrat, pe care chiar aș vrea să o revăd în următoarele săptămâni, trebuie să văd cum fac și cu școala și așa. Dar mi-ar place să revăd pentru că cred că ar fi niște posteri bune care ar putea să inspire pagina de Instagram pe care o facem împreună. Da. Și în fine, așa v-am cunoscut eu pe voi, pe tine, pe Andrei. Pe Andrei o știam deja, dar
a fost un masterclass care, ce să spun, m-a emoționat enorm, pentru că erau persoane de diferite vârste, din medii diferite, și care, la final, efectiv, cum să zic, am fost atât de impresionată încât știi că m-a pușit plânsul la final. Da, să știi că... așa de, știi, am dat apă la șoareci. M-a impresionat mai ales tânărul Bogdan. Care... Da. Uite, mai povestesc din când în când și celor care, cu care mai conversez pe Instagram. Deci sunt persoane pe care nu le cunosc deloc și vorbesc prin mesaje pe Instagram. Și am avut de curând încă un masterclass, la fel, online. Uh-huh. Și s-a întâmplat cam la fel la final. Și ce vreau să zic este că exerciții pe care le facem la final sunt foarte puternice, intră foarte mult, sunt foarte profunde, știi? Emoționale, da. Da, te face să intri în tine foarte mult. Mă rog, nu vreau să stric surpriza pentru cei care vor... Nu. Dar, așa? Da, cred că ar trebui să discuți despre asta, pentru că eu cred că este un lucru foarte bun și a putea fi chiar, într-un fel, motivant, știi, pentru Exact asta voiam să zic, că spuneam... cred că am postat ceva de după sau în timpul masterclass, pentru că, nu știu, postez atât de mult. Adică știu că ar trebui să postez mai mult, poate, dar nu postez atât de mult. Și îmi spune cineva, mă întreabă cum a fost, mă rog, am spus că foarte interesant, foarte mișto, pentru că am avut oameni la fel, din diferite domenii de activitate și de pe diferite continente. Am avut pe cineva din Etiopia chiar. Da, mi-ai povestit. De fapt, cred că cu mine vorbeai când am întrebat cum a fost. Eu vorbeam și cu alte persoane, da, și apoi am spus s-a plâns și că m-am emoționat și eu, cam din același motiv care te-ai emoționat și tu la ultimul masterclass. Am avut o participantă, elevă, în clasa a 12-a și la final, chiar când am dat diploma, știi că punem oamenii să țină un mic speech de primire a premiului sau a diplomei. Face un mic exercițiu. De fapt, așa încheiem masterclass-ul. Da. Și a spus că ce a învățat la masterclass practic reprezintă baza pentru viitoarea ei carieră. Acum nu știu ceilalți participanți cum s-au simțit. Cred că s-au emoționat și ei și mă rog, cât poți să vezi într-o fereastră mică în Zoom, știi? Poți să vezi relativ puțin. Dar pot să-ți spun cum am simțit eu. M-am topit instant, îți spun sincer, m-am topit instant. Andrei a avut mai multă tărie de caracter, știi? De moment și să-și zică ceva, dar eu m-am topit instant. Da, el e the tough one din trio. Da. Așa. Da, hai să... Este foarte adevărat și așa, deci așa l-am cunoscut eu și am fost foarte fascinată de masterclass și am zis nu vreau să uit ce am învățat, vreau să practic și vreau să exersez și atunci am zis cum pot să țin într-un fel legătura și m-am oferit, eu am făcut public relations în Montreal și am zis, am început să manageriez conturi de Instagram as a part-time job, ca să fiu mai explicită, pentru că nu este jobul pe care îmi doresc. Între timp am revenit la școală pentru interior design și fac part-time Instagram management. Și atunci am zis, ok, n-aveți pagină de Instagram și m-am oferit să manageriez eu pagina lor inexistentă atunci, da, de Instagram. Pagină care acum crește foarte frumos și are un conținut foarte, foarte curat, estetic. Da. Și care îți mulțumesc, pentru care îți mulțumim foarte mult. Eu îți mulțumesc foarte mult că eu sunt aici. E teamwork, că eu știu ce e în spate, dar voi sunteți cei care dați veto la conținut, dar vezi tu, toate informațiile astea pe care eu le postez acolo sunt a great refreshment, știi, pentru mine, adică mi împrospătează memoria despre anumite lucruri și mai învăț între timp una alta, ceea ce este foarte important, pentru că voi ne dați o bază în acel masterclass, dar depinde de noi ce facem după cu acea bază și cum o folosim și cum o punem la lucru, că asta e important, știi, să nu trebuie să o crești, știi,
Da. You know, păi, trebuie să pui peste, da, mereu. Adică da. Niciodată nu poți să te oprești din a învăța. Hai să fim serioși. Eu cred foarte tare în asta și chiar este un citat din un citat care îi se atribuie lui Michelangelo, dacă nu mă înșel, care la 87 de ani îi spunea cuiva ancora imparo, adică eu încă învăț, la 87 de ani. Deci asta e mare putere, știi? Să accepti că nu știi nimic, de fapt, și că mereu înveți, mereu e ceva de învățat. Foarte important. Da, așa este. De exemplu, pentru mine tot proiectul cu Etiquet Training e de fapt o foarte mare școală pe care o fac mereu. Și știi, nu se văd foarte multe sau se văd niște lucruri în public. Se văd niște rezultate, se văd niște produse, dar ce este în spate este o școală de management, antreprenoriat, public speaking, research, marketing, foarte mult, foarte, 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 foarte mult marketing, astfel încât eu mă simt acum mai degrabă un antreprenor decât un, să zic, public speaker sau un specialist pe în domeniul etichetei și a protocolului. Da, sau un trainer. Trainer nici măcar. Chiar mă gândeam astăzi, am la semnătura la email trainer. Și sunt trainer din pe orice parte aș da, o sunt trainer. Am făcut școala militară și în școala militară aveam un modul întreg de psihopedagogic, pentru că toți ofițerii sunt de fapt instructori. Adică trebuie să înveți pe alții mai tot timpul, toată viața, știi? Cu asta, asta faci cu ceilalți. Apoi am făcut curs ca să mă acreditez ca trainer. Nu știu de ce aveam nevoie, că nu mi-a cerut nimeni niciodată, deși eu aveam unita mai modulul psihopedagogic făcut în Academia Militară, am făcut și cursul respectiv, whatever. Asta este, știi, obsesia aia de a avea multe diplome, de care n-am scăpat. Nu știu dacă e chiar așa, știi că dacă te interesează un subiect, deci cred că este important. Da, bineînțeles. Nu găsesc cuvintele românește, tot îmi vine pursue, știi, adică să mergi mai departe, da. Să mergi mai departe, știi, să faci ce îți place, este foarte important, da. Știi, și să nu se știe când o să le folosești, adică, eu nu până, știi. Așa că ce vreau să zic este, apropo de învățat, am intrat cu gândul că, știi, când am început proiectul Etichetării, am intrat cu gândul că voi organiza foarte multe evenimente, voi fi un speaker de top, voi fi un specialist de top în România în acest domeniu. Și acum, dacă mă uit înapoi și sunt, nu știu, mai 5 ani de zile deja, de când a apărut ideea, știi, și până în momentul de față, aș spune mai degrabă că cel mai mult timp am alocat partea asta de operațional într-un business sau când pui totul sub forma unui business, este o parte operațională despre care nu știam nimic, păi nu aveam nicio pregătire în direcția respectivă, nici de management, nici de marketing, nici de vânzări, nici de web designing. Păi noi am început cu un site. Am început cu un site făcut pe platformă de all-in-one, care ne-am dat seama că după aia mai mult ne-a încurcat, că cu siguranță nu ne-a ajutat. Și acum, acum deja punem pe hârtie planul pe viitor, care e o platformă cum mai complexă de e-learning, știi? Adică de unde... Foarte fain, foarte interesant că de fapt asta e direcția. Da. Păi... Mai ales cu noua generație care vine din spate puternic și care, pe mine mă bucură că au interes în zona asta. Cred că o să ajute foarte, foarte mult. Pe cei care își dau seama, să știi, pe cei care își dau seama. Asta sincer, e tu știi că eu ți-am mai spus și după curs. Treaba asta a trebuit, deci masterclass-ul ăsta ar trebui predat în școală, sincer. Deci se predă în școli, știi? Dar în anumite școli și uite, nu neapărat din România, școli de business, nu sunt informații noi, că nu... Nu, absolut. Deci, din nou, suntem, uite, noi acum suntem NBA, treaba asta. Da, nu, noi acum suntem niște facilitatori, da? Noi nu suntem Dumnezei, adică și eu, și Andreea, și Andrei, și tu acum, dacă facem acest podcast, suntem niște facilitatori. Adică am luat niște informații, le-am pus cap la cap,
le-am dat o explicație, am făcut research, poate am citit mai mult decât omul normal sau poate am avut o curiozitate mai mare pe anumit subiect. Și acum vreau să o dăm mai departe. Eu așa mă consider, nimic altceva. Ți-am zis, mai degrabă acum port o pălărie de antreprenor pentru că nu știu cum să fac, sau nu că nu știu, știu de fapt foarte bine. Intenția mea este să ajung la cât mai multe persoane. Și ca să ajung la cât mai multe persoane, îți trebuie niște resurse, de unde le iei. Da? Deci e un sistem în spate, pentru că noi n-am început proiectul Etiquette Training ca o asociație sau o, un ONG sau așa. Am început ca un startup, ca un mic business și l-am crescut crescut până în momentul de față. Da. Eu mă văd ca un advocate. Da. Și I'm a big advocate for etiquette, manners. Cred că este mai important ca oricând, mai ales în Statele Unite. Deci dacă aveți de gând să vă mutați în Statele Unite, cei care vor asculta acest podcast, eu zic că ar fi foarte, foarte important să faceți un curs de masterclass și intercultural relations, pentru că o să aveți un șoc. O să aveți un șoc și nu o să vă integrați și o să vreți să vă întoarceți înapoi în România. Vă garantez. Ori veți fi blocat în comunitatea română și de acolo nu mai ieșiți. Da. Nu că ar fi ceva rău, Doamne ferește, numai că dacă dorești și să te integrezi și să... Depinde ce obiective. Trebuie să ai cunoștințe de bază. Știi? Da. Irina, intrăm în subiectul podcastului de astăzi. Intrăm. Asta ne aduce de fapt la întrebări, pentru că am pus niște întrebări pe Instagram și am încurajat cei 200 și ceva de urmăritori pe care îi avem să ne pună întrebări și avem, se pare, vreo 2-3 întrebări. Și o să vrem să răspundem și sper să încurajăm prin podcastul acesta și pe ceilalți să ne pună întrebări frecvent. Deci dați-ne un direct message, puteți să-l deranjați pe Adrian oricând, bineînțeles. Este pe site la mine, adrianmaru.ro/podcast, este formular de întrebări, fieți acolo întrebarea, așa. Mai mică sau mai scurtă sau mai lungă, da. Exact. Nu ezitați, întrebați, pentru că noi vrem să vă răspundem și vrem să fiți curioși și să interacționați cu noi. Este cred că cea mai mare bucurie a noastră, să vedem că urmăritorii interacționează cu pagina noastră de Instagram. Da, super. Ok, hai să mergem la prima întrebare. O am aici pregătită. Prima întrebare sună cam așa. Am primit un e-mail în care mai erau 4 persoane în CC. Reply-ul l-am dat doar persoanei căreia mi l-a trimis, ea fiind secretara unuia dintre cei 4 din CC. Crezi că trebuia să-i las și pe cei 4 în CC? Ne scrie Marius. Ok, încep eu, dau un mic răspuns și apoi eu să spun în limba română, știi, îmi dau eu punguța cu 2 bani sau mai tu sens, știi? Ai cuvântul, Adrian. Am cuvântul. Eu aș spune că în astfel de situații depinde foarte mult de subiectul mailului. Trebuie să ne gândim de ce pun oamenii, alți oameni în CC. Poate pentru spre informare, poate, nu știu, spre supervizare, poate și pun, sau pe cine pun în CC, poate pun șefii, supervizorii, colaboratorii sau alte persoane care trebuie să fie on the loop. Da? Dacă tu ai primit un e-mail și sunt 10 persoane în CC, dar tu nu le cunoști, recomandarea mea ar fi să nu tai la toți, decât dacă știi, nu știu, știi rolurile sau știi persoanele, știi? Adică corespondența e și corespondența profesională este privată. Dacă tu ai primit un mesaj de la cineva și se cere un răspuns înapoi, trebuie să îl dai acelei persoane și de acolo acea persoană va ști unde să redirecționeze sau să dea mai departe mesajul tău dacă e nevoie. Dar dacă tu nu știi cine sunt cei 4, 5, 10 oameni din CC, nu văd de ce le-ai da și lor reply-ul la e-mail, sau depinde și de informația care vrei să dai mai departe.
pe de altă parte, dacă îi știi, cu siguranță ar trebui să răspunzi la toți, pentru că poate pentru cei care fac administrație, reply-ul tău la acel email înseamnă o sarcină implicită. Poate trebuie să facă ceva, trebuie să organizeze ceva. Și mă gândesc, de exemplu, la mine la birou. Dacă aș pune în CC persoana care se ocupă de secretariat, aș pune-o pentru că știu că trebuie să pregătească niște documente, să printeze ceva sau să facă muncă de secretariat, nu știu, orice altceva. Da, sunt de acord cu tine, cred că depinde de situație. Și cred că nimic nu mă enervează mai tare. Când văd, de exemplu, am lucrat pentru o companie de telecomunicații în Canada și bineînțeles că eram o echipă de vreo 16 persoane, ceva de genul. Și șeful trimitea un e-mail, da? În care eram toți în CC, absolut. Și se găseau unii care să răspundă la e-mail cu întrebări care erau de fapt personale, adică nu aveau nimic de a face cu echipa, aveau legătură cu subiectul, dar n-aveau de a face cu restul persoanelor care erau în CC. Și uite așa începea un reply all, care dura vreo 2 ore, înțelegi? Și cred că nu există un lucru mai nasol decât să vezi 300 de e-mail-uri unread. Înțelegi? Dintre care 299 neinteresante pentru tine. Exact, și care nu te privesc. Și până la urmă, iar o altă chestie, la fel la școală mi s-a întâmplat, deci profesorul trimite o informație de interes general pentru cei din curs, da? Și se găsește unul care să pună o întrebare specifică, da? Și dă reply all. Deci asta, nu știu, mi se pare că este de bun simț un element, dar cred că e și de logică, adică nu știu, nu înțeleg, de ce crezi tu că i-ar interesa pe oamenii ăștia întrebarea ta, știi? Sau, deci depinde de situație, dar în final, dacă este într-adevăr o informație de interes general și o întrebare de interes general pe care tu vrei să o dai înapoi, absolut. Deci îi pui în CC pe restul... Dar altfel, do not reply all. Știi ce urăsc eu cel mai mult la reply? Știi ce urăsc eu cel mai mult la reply all? Ok. Știi, textul mesajului. Okay. Da, nu faceți asta. Nu. Vă rog frumos. Nu. Okay. Da, nu. Adică înțeleg mesajul de confirmare, deși, nu știu, eu uneori nu mai trimit acel mesaj de confirmare. Nu mai simt nevoia să mai trimit încă un mesaj de confirmare. Pentru că mă gândesc și la persoana care primește mail-ul. Păi a trimis informațiile acestea la, nu știu, de exemplu am un meeting care se întâmplă lunar. E un meeting cu leadership-ul organizației în care lucrez, da? Și este cineva care organizează acel meeting. Și sunt mai mulți participanți la meeting, da? Și cu fiecare are câte un schimb de detalii. Din moment ce am stabilit niște detalii, de exemplu, ora la care se întâmplă, că totul se lucrează prin Outlook, da? Ora, când vorbește fiecare, pe ce subiect, uneori se schimbă ordinea, mă rog, detalii administrative. Din moment ce am primit informațiile, de multe ori, simt că nu mai e nevoie de confirmare, pentru că știu că dacă dăm toți câte o confirmare și spunem numai ok, căsuța acelui om va fi plină cu mesaje inutile, știi? Adică îi fac munca mai grea. Da. Deci trebuie să fim un pic atenți și să ne folosim logica și bunul simț, să vedem când este cazul să intervenim sau nu. Dacă nu aducem niciun fel de valoare, atunci de ce să mai dăm la reply all, nu? Adică, exact. Cum zicea bunica mea, la mintea cocoșului. La mintea cocoșului, da. Măi, să știi că unele lucruri nu sunt la mintea cocoșului pentru toată lumea. Și, asta e. Da. Și nu e ceva de... Are o vorbă. Common sense is not common. Exactly. Și are dreptate. Știi, și
e ok, știi? Atât timp cât, cum să zic, atât timp cât acele persoane, acei oameni își dau un interes și vor să se dezvolte și vor să învețe, adică ne-am născut cu toții înțelepți. Exact. Învățăm toată viața, că tot am discutat. Yeah. Așa că... Așa e. Da. Ok, mergem la următoarea întrebare? Mm-hmm. Sper că am răspuns. Go! Ok. De curând am ieșit la o întâlnire cu un tip pe care îl plac foarte mult. Ne scrie o tip. În pregătirea întâlnirii am stabilit de comun acord să mergem la un restaurant despre care amândoi aveam cunoștință. La un moment dat a venit în discuție ora la care trebuie să ne vedem și el mi-a spus că ne vedem direct la restaurant și, sinceră să fiu, am fost puțin surprinsă. E prea mult să mă aștept ca el să vină să mă ia de acasă și să mergem împreună la restaurant. Care este eticheta aici, Diana? Aici cred că îți pasez ție direct întrebarea, pentru că eu am un răspuns. Hai să răspund eu foarte pe scurt. Răspunde-te și zic el după aia. Eu dau rețeta, da? Eu dau o rețetă acum și spun așa. Ok. Atunci când tu, bărbat, organizezi sau discuți cu partenera ta, mai ales dacă ești la început, de fapt, nu mai ales, uitați că am spus mai ales. La început relație sau nu. Rețeta pe care o predic eu, ca să zic așa, este că te comporți cu partenera ta ca și cum ea ar fi un VIP, un șef de stat și tu ai fi un agent SPP sau un agent a serviciu secrete care asigură paza și protecția șefului de stat, ca să nu vorbim doar de România. Adică te ocupi și de transport, și de siguranță, și de programul de entertainment, da? De masă și așa mai departe. Tot te ocupi tu. Acum știu că tu vei veni cu niște completări și cred că sunt de mare valoare completările tale. Așa că shoot! Da, uite, vezi tu, deci când eram în România și ieșeam la dating, da, că eram la vârsta respectivă, mi s-a întâmplat să ies cu cineva și să mă ia de acasă. Dar cred că depinde de stadiul la care te afli în relație sau în the dating game, știi? Pentru că, de exemplu, era și foarte circumspectă și mi-era în fost, nu doar în România, dar mi-era în fost foarte circumspectă, adică, mai ales că în Montreal am stat singură, îți dai seama, foarte mult timp, deci trebuia să am grijă de mine, să mă protejez, să fiu walking patru, știi, când vin târziu acasă, you know? Și evident că nu mă simțeam confortabil să, altcineva să știe unde locuiesc. Sau, știi, deci eram foarte circumspectă la cine dădeam acces la spațiul meu personal, pentru că până la urmă asta este, nu? Este spațiul tău, unde te afli în siguranță și în fine. Deci, depinde de situație. Dacă îl cunoști pe omul respectiv de ceva vreme și ai încredere în el, e de așteptat să te ia de acasă, mai ales dacă ieșiți într-un loc fain și nu are sens să vă duceți amândoi cu mașinile, nu? Deci mergeți împreună ca un cuplu, dar asta, iar depinde de stadiul relației, da? Dar dacă este la început, nu cred că este chiar așa de greșit sau chiar așa de, nu este o chestie rea ca să te întâlnești cu omul, de întâlnire cu cineva la restaurant. Știi? La început, în primul stadiu al relației, cred că este chiar foarte ok. Știi? Că dacă ai nevoie să fugi, știi? Sau să chemi și să zici, mă duc la toaletă și dispar, nu glumesc, n-aș face chestia asta, e chiar de prost. Dar zic eu așa, știi că, apropo, se ca să mi-au povestit prietenă că au făcut treaba asta, deci ca să zic că... Deci se întâmplă. S-a întâmplat, a murit bunica sau nu știu, ceva, știi, și-a dispărut sau atât, s-a plecat. Deci, nu. Nu, cred că este ok să-ți dai întâlnire cu cineva la restaurant sau la un bar sau la o cafenea în primul stadiu. Mai târziu, știi, poți să te aștepți
să vină să te ia de acasă și să mergeți împreună unde aveți de mers, petrecere, recepție, restaurant, film, whatever, știi? Dar, în final, the bottom line, depinde de situație și depinde de stadiul în care te afli. Eu și acum dau, de exemplu, întâlnirea la restaurant cu bărbatul meu, pentru că dacă avem programe diferite și suntem unul într-un colț al orașului și celălalt în celălalt colț, evident că nu avem cum să ajungem acasă și să mergem împreună. So, it's not that serious. Da, știi? Da, da. Cred că aici ai dat așa un mic secret al căsnicilor fericite, și anume să folosești calendarul și să planifici timp pentru prânz, da, împreună, absolut. Cină. Da, pentru că, ghiși ce, suntem oameni ocupați, trebuie să înțelegem acest lucru, să ne înțelegem noi între noi. Da, trebuie să am un pic de independență, cred că și asta este foarte important. Noi suntem căsătoriți de 11 ani. Este foarte important să fii un pic independent, adică să nu depinzi neapărat de celălalt, știi? Este foarte important să fii pe aceeași lungime de undă, de asemenea, dar, da, facem chestia asta uneori. Și nu e rău. Și noi, da. Ok, sper că am răspuns la întrebare, așteptăm un feedback pe Instagram, ca să reamintim, @etichettraining.ro. În mesajele private acolo sau, de ce nu, și pe conturile mele din online. Ok, mergem la întrebarea numărul 3 și cred că va fi ultima pentru acest episod de podcast. Și nu uitați ce a spus Irina, dacă mai aveți întrebări, nu ezitați, adresați-le și, nu știu, eu deja simt că o să mai facem un episod, Irina. Ar fi fain. Poate la final le pui adresa de Instagram ca să poată să meargă pe pagina de Instagram și să se conecteze cred cu noi. Cred că am să pun, va fi pe aici afișată pe undeva, adresa de Instagram ca să știe de cont. Ok, mergem la ultima întrebare. Ultima întrebare este una foarte simplă. Vreau să vă întreb ce cărți noi au apărut în ultimul timp despre bunele maniere, ce cărți publicate recent ați citit? Mulțumesc, Sorin. Ok, am să răspund eu în prima oară și apoi am să-ți dau ție cuvântul, Irina, și pentru cei care ne văd am să pot să și arăt copeții, iar pentru cei care doar ne ascultă am să citesc titlurile cărților. Dar hai să o luăm așa puțin. Se tot vorbește despre codul bunelor maniere. E ca și cum ar exista undeva un cod. Secret Society. Da, e ca și cum ar exista undeva scris, nu știu, o carte îmbrăcată în, nu știu, copeți de piele, așa groasă sau așa, și ar exista un cod. Le dăm vestea? Le dăm vestea? Da. Nu există un cod scris. Nu există un cod scris și care mai ales să fie și valabil peste timp. Da, sunt cărți. Da, sunt cărți care sunt scrise și sunt citite după multă vreme de la publicare. Da? Pe de altă parte, sunt alte cărți și trebuie să-i apreciez pe cei de la Emily Post Institute, și acum am să și arăt ecranul meu. Trebuie să-i apreciez pe cei de la Emily Post Institute pentru că au o carte care se numește Emily Post's Etichette, adică eticheta lui Emily Post, și acum a ajuns la 19-a ediție. Cred că e cea mai cumpărată carte din domeniul ăsta, dacă nu mă înșel. Probabil. Pe Amazon are foarte multe recenzii și se vede foarte clar că este foarte cumpărată. Acum, eu am cumpărat, de exemplu, eu le ascult și podcastul celor de la Emily Post Institute, Awesome Etiquette, și de exemplu, ei lucrează, cred că odată la 2-3 ani, nu știu exact frecvența, dar deja au lucrat la ediția cu numărul 20. Deci, la câțiva ani, acești oameni se duc undeva ca un fel de team building, în sensul că se adună familia Post și familia extinsă, și sunt din această familie extinsă doar câțiva membri
sunt activ, ca să zic așa, și predau, scriu, așa mai departe. Copiii și cei care sunt implicați se distrează la o casă de vacanță undeva, iar cei implicați aici, și anume cred că nepoții Emily Post, nu, de fapt nepoții, și strănepoții, cred, mai precis, sunt cei care i-auzim în podcast, de fapt, și cu părinții lor, care sunt nepoții, stau și revizuiesc această carte, care are, nici nu știu câte pagini are. Eu am această carte, ediția numărul 19. Da, și eu am. Probabil când va apărea ediția cu numărul 20, îmi voi lua și ediția cu numărul 20. Am verificat chiar înainte de acest podcast să văd dacă deja există și nu există. Deci aceasta ar fi o carte. Acum, dacă căutați efectiv cărți despre bune maniere, să știți că poate ar trebui să vă gândiți că titlurile ar putea să fie puțin diferit. Și acum să vă mai dau un exemplu. O altă carte este, de exemplu, mi-am luat-o chiar ieri, pentru că scriam despre... Am scris o postare pe Instagram despre lipsa comportamentului civilizat la locul de muncă și ce efecte are, și în timp ce făceam research, am dat peste această carte. Se numește Mastering Civility. E scrisă de un cercetător. Nu vine acum să spun exact ce pregătire are, dar are două sau trei cărți scrise în acest sens și de fapt a făcut research despre cum afectează comportamentul nepoliticos în mediul profesional. Și are un studiu foarte interesant care spune că practic scade productivitatea angajaților, scade performanța lor, scade loialitatea față de companie și toate au sens, știi? Toate au sens, dar da, cred, absolut cred în toate. Când citești un studiu sau o carte, realizezi, dar nu știu câte lucruri se fac. Pot să dau exemple concrete, dacă vrei, din experiență personală, dar poate vom fi într-un alt episod pe treaba asta. Exact. Dar chiar ar fi un subiect interesant de abordat, pentru că vezi tu, și în România și în Canada m-am întâlnit cu probleme similare la job și care fac exact asta. Cad productivitatea, motivația, încrederea în companie sau respectul pentru companie, deci tot lucrurile astea sunt negative. Și îți dă o stare negativă care nu-ți permite ție ca angajat să fii, să-ți faci treaba cât de bine poți. Așa, încă o dată pentru cei care ne ascultă, Mastering Civility, Manifesto for the Workplace, scrisă de Christine Porat. O găsiți pe Amazon. Sincer să spun, am căutat-o la librărie din România, abia ieri am cumpărat-o și eu. Și acum, înainte să-i dau cuvântul Irinei, prezint ultima carte, care este de fapt o carte de protocol, se numește Protocol to Manage Relationships Today. Este o carte foarte interesantă, am aici lângă mine, este... Ce îmi place la cartea asta foarte mult? Că este, are o calitate așa a printului foarte bună. E o carte, cred că cea mai fancy carte pe care o am, adică inclusiv... Un album! Da. Un album! Inclusiv imagine din ea sunt foarte interesant alese și... Mă rog, e o carte pe care am comandat-o de când s-a lansat, pentru că urmăream cel puțin... 3, hai 4 să zic, dintre autori. Autorii sunt de fapt doi dintre autori sunt de la Protocol Bureau din Olanda. Alți doi autori sunt William Hansen și Diana Matter de la The English Manner din UK și Isabel Amaral din Portugalia. Sincer să spun, nu cunoșteam înainte, dar pe Jean-Paul Wiggers și pe domnul Pullman îi știam dinainte și au scris această carte, în coada se numește Protocol to Manage Relationships Today. Este a doua carte pe care o scriu împreună și este o carte, este protocol. Dar protocol modern, adaptat la zilele noastre.
chiar și după sau în timpul erei COVID-19, pentru că cred că a fost finalizată anul trecut prin vară și are multe, are multe referințe și la era post-pandemie, pentru că s-au schimbat foarte multe, inclusiv din ceea ce privește eticheta și protocolul. Am o rugăminte la tine, Adrian, dacă vrei, bineînțeles. Poate îmi trimiți titlurile la ultimele docuri, special atât o știu și o am, dar aș vrea să le postăm pe pagina de Instagram, pentru că ar fi interesant să poate facem așa un, nu știu dacă neapărat o recenzie, dar să spunem o mică descriere. O mică descriere și să facem niște recomandări pentru urmăritorii noștri pe Instagram, pentru că cred că ar fi apreciate. Nu? Da, ce zici? Da, da, cu siguranță, cu siguranță. Și vezi, păi dacă a apărut întrebarea, clar că oamenii sunt interesați și vor să citească și de fapt asta este problema, pentru că la început nici nu știi ce anume să cauți, ce să citești, citești chestii din diplomație, da, e mult. Diplomații și... conflictuale la fel, adică nu știi, ok, ăsta zice așa, ăsta zice așa, care este o sursă credibilă de informații ca și asta? Alt subiect? Avem multe de discutat. Așa, știi, deci e foarte important să avem niște surse în care putem să avem încredere și cred că tu ești o foarte bună sursă de asemenea care poate face recomandări și așa că poate facem, știu, vinerea facem fix asta, adică facem recomandări de lectură și le recomandăm urmăritorilor noștri niște titluri faine, știi? Da. So, yeah. Ok, facem, cu siguranță. Ce recomandare ai tu pentru ei? Ok, deci foarte interesant, am dat peste cartea asta întâmplător, cred că la bibliotecă. Eu am cumpărat-o în final, am văzut-o la bibliotecă și mi-am luat-o pe Amazon pentru că avea niște recomandări foarte bune. Deci fix asta este, the Old Money Book. Așa, este foarte mică cărțulia, mai am doar 3 sau 4 pagini, cred că, de citit. Eram foarte intrigată să văd puțin mentalitatea celor din această elită, că până la urmă asta, așa se traduce, nu old money? Nu? Un fel de elită? Ceva de genul? Aristocrație? Da. Aristocrație, da. Un pic, da? I guess. Dar uite că am dat puțin acum, am intrat puțin pe carte și îmi place foarte mult. Este core values, da? Health, education, the work ethic. Super interesant. Etiquette and manners. Yes. Yeah, financial independence, family and marriage și privacy. Da. Deci atinge foarte multe din subiectele pe care le-am atins noi la masterclass, dar se focusează un pic mai mult pe exact ce citeai tu acolo, deci core values. Ce apreciază oamenii care au tot ce își pot dori, care au foarte mulți bani, bani care provin din afaceri de familie de uneori de sute de ani. Deci hai să fim serioși, despre asta este old money. Deci asta este old money, da? Yes. Nu toate sunt legale, deci hai să fim serioși și treaba asta. Dar m-a impresionat foarte tare faptul că deci tipul care scrie cartea, apropo, provine din această categorie și este căsătorit cu o fată dintr-o familie de old money. Pe mine a început să mă intereseze subiectul pentru că, mai ales în Atlanta și în Sud, sunt foarte multe familii de old money. Și nu știi cum să te comporți cu ei, în sensul că sunt așa un fel de... La început eram intimidată, știi? Pentru că erau familii care, efectiv, poate să cumpere tot cartierul. Înțelegi? Da. Și am zis, ok, cum mă compor cu oamenii ăștia? Adică mă simteam așa puțin out of place, că nu știam dacă mă comport cum trebuie, știi? Nu, deci absolut deloc, sunt atât de normal și atât de humble majoritatea. Deci cei pe care i-am cunoscut, am cunoscut persoane care ți-am zis, sunt... Nici n-auzi de ei, dar știi cine sunt, mai ales în Atlanta, îți dai seama, e un fel de small world, știi? Și știi că... Trebuie imediat numele,
știi? Trebuie neapărat să discutăm într-un alt episod despre acest lucru, știi? Când, da. Ce înseamnă numele tău? Ce rezonanță are numele tău? Dar din păcate trebuie să închidem. Suntem aproape de... Da, să vreau să zic, o recomand cartea, dacă aveți posibilitatea să o luați de pe Amazon, nu e foarte scumpă. Și merită, pentru că este foarte interesantă văzut că au niște valori care sunt absolut la opusul la ce credem noi. Adică, cu cât ești mai bogat, cu atât te îmbraci mai umil și decent și ca să nu ieși în evidență. Deci, când începi și pui branduri pe tine și așa, fix atunci asta este o lipsă de încredere în tine și că simți nevoia să demonstrezi ceva. Deci, foarte interesantă carte și... Sper să o citești și tu, dacă ai câte... O pun pe wishlist, imediat. O pun pe wishlist. Ok, am ajuns la final. Ne-am propus o oră, de fapt. Trebuie să ne închidem la 60 de minute, mai sunt 50 de secunde. Câteva cuvinte de încheiere. Mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc foarte mult, Irina. Mulțumesc foarte mult că ai ales să faci acest episod cu noi. Pe Irina o găsiți în spatele contului de Instagram @etichettraining.ro. Acolo răspunde ea. Urmăriți-mă și pe mine. adrianmolariu.ro este site-ul, adrianmolariu.ro cu @ în față pe Instagram. Nu ezitați, adresați întrebări și ne vedem într-un episod următor. Bye, bye! Ciao!